Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Nelec, episodul 53. Halil îi dezvăluie lui Kumali despre acordul pe care a fost nevoit să-l încheie cu Alpay pentru a salva viața lui Melek. Kumali se află într-o situație delicată, având conflicte interioare între fericirea fiului său și impactul asupra lui Zumrud, care ar suferi pierzând casa. Seyit Ali observă că Kumali trece printr-o perioadă dificilă și își dă seama că această problemă este legată de nunta planificată. Halil se simte din ce în ce mai presat pe măsură ce toată lumea se întreabă de ce amână nunta. Melek îl întreabă de ce o evită și ce îl supără. Dar el continuă să amâne momentul dezvăluirii. Idris îl împiedică pe Alpay să îi înmâneze lui Kumali scrisoarea, fiind ansios în privința reacției lui Kenan atunci când va descoperi că scrisorile credea că provin de la Vildan au fost scrise de Funda. Kenan îl convinge apoi pe Alpay să accepte o ofertă pentru a se retrage din afacerea din Adana. Cu toate acestea, Alpay dorește în continuare să se elibereze de Kenan, așa că Funda îi trimite încă o scrisoare, sugerând că Vildan pleacă pentru câteva zile la Istanbul, dorind să-l convingă pe Alpay să meargă și el acolo pentru o întâlnire față în față. Zumrud continuă să-i facă viața grea lui Defne. Servitoarea o informează pe Vildan atunci când Zumrud caută motive pentru a împiedica cuplul să petreacă timp împreună. Zumrud înțelege că este trădată și o amenință cu concedierea. Vildan îi comunică soacrei sale că, dacă simte că Defne și Omer nu sunt fericiți și liniștiți în conac din cauza ei, toți trei vor lua în considerare să se mute. Funda face o vizită la casa familiei Sirhan, unde speră să se mute în curând. Ikra merge în Halfeti cu Kerem la casa bunicului ei pentru a căuta indicii despre fratele ei. Găsesc agenda telefonică a acestuia și speră că cineva din cunoștințele lui îi va putea oferi ajutor. În același timp, Halil se îndreaptă către Melek pentru a-i dezvălui că nunta lor nu se poate întâmpla, în timp ce Kumali înmânează actele de proprietate ale casei și restaurantului lui Alpay. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.